Cutremurul s-a produs la o distanță de 14 km nord-vest de Târgu Jiu, iar potrivit Institutului pentru Fizica Pământului, epicentrul s-a înregistrat la adâncimea de 15 km. Seismul a fost resimțit atât în vestul țării, cât și la vecinii sârbi și bulgari. Pentru zona respectivă nu este o activitate seismică normală. Aici, cutremurul din zona Târgu Jiu-Petroșan este un cutremur pe o perioadă destul de mare de neactivitate seismică în zona respectivă. Ultimul cutremur așa mai mare a fost în 1980. Acesta este cel mai mare cutremur din zona respectivă. Mulți localnici din Târgu Jiu, dar și din Craiova, s-au speriat și au ieșit din case. S-a simțit foarte rău, eram la Aragaz, făceam ceva să mănânc și deodată mă trezi, așa mă clătinam și începută să-mi pice de pe corpul de la bucătărie. Am asigurat, am stat un pic pe loc, am încercat să ne calmăm. Eram în pat și am simțit mobila și lucrurile, jucăriile fetei din mobilă, de pe mobilă. Se mișcau foarte tare, în bucătărie ne-au picat paharele. Primul gând a fost să ieșim afară să luăm copilul, gândindu-ne că poate mai vine o replică. L-am resimțit foarte tare, ne-am panicat în prima fază pentru că ne așteptam. Părea că intensitatea crește constant. Intensitatea a fost foarte mare. Cel puțin eu n-am trăit până acum un astfel de eveniment. Imediat după cutremur, echipele ISU au ieșit pe teren pentru evaluarea pagubelor, dar până acum n-au fost semnalate probleme. Până în acest moment, prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112, nu au fost semnalate pagube materiale sau victime ale acestui cutremur. Autoritățile le recomandă oamenilor ca în cazul unui cutremur să rămână calm și să se adăpostească în zonele de rezistență ale clădirii. În plus, după seism, trebuie verificată integritatea structurală a clădirii, în special scările și lifturile, care ar putea suferi avarii.